Turneul va fi unul de mare anvergură. Vor participa sportivi din 30 de state europene, atât la feminin cât și la masculin. Georgiana Avram, singura reprezentantă a Craiovei la această competiție, este campioană națională și câștigătoare a Cupei României în 2017 la categoria 64 de kg. Are 18 ani și practică boxul de 3 ani. E ales sportul cu mânuși după ce a fost amul legitimată la atletism. Merge la Târgu Jiu cu gândul de a cuceri o medalie chiar la prima participare la un campionat european. Visul ei este să ajungă la olimpiadă. Au urmat mai multe, campionatul, cupa și acum competiția de la Under 22. Campionatul european, ai emoții? Nu am emoții. Vii cu o medalie? Da, cu siguranță. Georgiana este componentă a clubului CSM Craiova și este antrenată de Constantin Cucu. Eu sunt mândru că nu numai cu am pe Georgiana, care participă de prima dată, e campionatul ăsta european de fete. Deci e o premieră absolută în boxul european, campionatul european și la fete și la băieți, să se țină în aceeași perioadă. Gorjul are 2 sportivi calificați la aceste campionate europene, iar unul dintre sportivii care reprezintă Gorjul, Fuciu Viorel, este tot un fost sportiv crescut, format și instruit aici la clubul CSM Craiova, adică sub bagheta mea, să zic așa, și sunt mândru de asta. Și 2 sportivi ai clubului sportiv Pandurii Târgu Jiu s-au calificat la campionatul european Under 22 din martie anul acesta. Cei 2 au intrat în lotul național al României și au început deja pregătirile. Este vorba de Florian Bălteanu la categoria 52 de kg și Viorel Fuciu la categoria 75 de kg.